Hei, salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod pe canal. Astăzi voi face din nou un videoclip informativ care va fi extrem de scurt, dar va fi din nou despre Abi. Uh, se pare că băiatul s-a Poți intra chiar acum pe Instagramul lui și îl poți căuta. După cum vedeți, aveți acum uh, contul lui de Insta pe ecran. După cum vedeți, timp, acum pe Instagramul, căutăm, a acoperit, am pus un pic de blur acolo jos. Uh, doar caută Uh, baby, Abii și după cum vedeți, a schimbat și poza de profil uh, toate pozele sunt înapoi doar le-arhivase deci uh, el chiar n-a vrut să se lase de chestia asta după cum vedeți a pus un story, s-a întors de regele și aici scrie uh, nu se lasă Abi. al vostru niciodată în viața uh, puteți să citiți, puteți să puneți pauză să citiți după cum vedeți spune motivul că a vrut doar să le dea trei zile uh, vedetelor din România să vadă dacă se pot descurca fără regi și dacă pot face ceva mai bine, că cred că ați uitat că eu acum câteva luni, la 17 ani, am făcut cea mai mare piesă, cea mai mare caterincă de piesă și am ajuns să, uh, am, și am ajuns să, să joace, și am ajuns să joace cu România pe degete, deci, Abi uh, a spus și motivul acum, deci nu este motivul acela, se pare că am mințit, îmi place foarte mult, după cum vedeți, a pus o poză și a zis că haideți să facem asta cea, uh, uh, să ajungem la 200.000 de like-uri la poza asta și că îi va pune și o piesă când va ajunge acolo, vrea să facă cea mai vreau să aibă cel mai multe poze la o poze pe Insta, cel mai multe like-uri la o poze pe Insta din România ca ușorul acela care a luat-o pe Kyle Jenner, oricum. Deci, dacă v-a plăcut episodul și dacă sunteți fericiți că s-a întors Sabi, nu să, turs, să abinuit, lăsați un like, să vă abonați. Samir aici, la revedere!